Bună seara, prietenii mei selectivi! Ca de fiecare dată vă mulțumesc că duminică de la ora 18 sunteți aici, alături de mine, la B1 TV. Prieteni dragi, odată la ceva timp, cum urmăritorii fideli cunosc, mi se face dor de o interacțiune mai puternică cu dumneavoastră, nu cea clasică în care noi facem emisiuni și dumneavoastră urmăriți și în acel moment facem câte una de asta cu telefoane în direct. E bine, i-a sosit sorocul, să zic așa, astăzi, prima oră, vă dedic integral dumneavoastră, prieteni dragi, integral. Este ora dumneavoastră cu micul calup de publicitate care o să ne mai tulbure. În rest, suntem în contact direct, vă ascult, vă veți spune părerile, mi le voi spune și eu, ne vom contrazice dacă e cazul, că până la urmă progresul și din asta rezultă din idei și contradicții și așa mai departe. E bine, dragii mei, astăzi, selectiv, prima oră, așa cum vedeți foarte bine pe burtieră, este dedicată publicului, este dedicată interacțiunii cu publicului, a publicului la meu. Aveți acolo cele două numere unde, deja cum îl știți, producătorul meu, Alexandru, este la butoane, vă așteaptă, intrați, sunați și vorbiți cu mine. E, ca de obicei, însă nu vom vorbi verzi și uscate, fiindcă ora e scurtă, trebuie să fim condensați la obiect, pe anumite subiecte, așa că astăzi vă voi propune 4 teme. Nu le discutăm cu fiecare 4, fiindcă asta înseamnă să luăm 2-3 telefoane și la revedere, s-a terminat ora. Nu! Fiecare dintre noastre, cum știți deja regula jocului, intră și alege unul dintre cele 4 subiecte pe care eu le-am propus acolo și pe acel subiect discutăm. Ca să le trecem așa puțin în revistă, eu o să vi le prezint acum așa. Eu și cu Alexandru la asta m-am gândit, primul subiect, cumulul pensiei cu salariul la stat. De ce spun asta? Fiindcă tocmai de dură vorba olteanului ăștia o ordonanță, de-au amețit-o cu totul. Marea ticăloșie, marea mizerie ce deranja teribil românii, în paralel cu pensiile speciale, cred că sunt așa la bara-bara, la topul nemulțumirilor românilor. E bine, marea nemulțumire legată de acest cumul era că pensionarii, mulți dintre ei, culmea aia special, deci se leagă oarecum subiectele, pensionarii ăștia regăsiți pe la 50 de ani, care pleacă ei cu dor de pensie, revin la stat după doar câteva luni. Unde, bineînțeles, la stat, așa cum am zis, da? De ce nu se duc ei oare în privat? Bă, dacă vă ia dorul de muncă, sunteți activ, că așa e, statul ăsta vă dă voie să vă duceți la 50 de primăveri în pensie. Și e greu să stai acasă, ce faci, pescuiești în fiecare zi, nu poți. Sau citești, unii nici măcar nu au plăcerile astea. E bine, oamenii se întorc la stat. Unde e cea mai frumoasă muncă și banul cel mai ușor? La stat, după unii, nu? Și atunci mănâncă cu două guri sau trei. Eu i-am botezat în buibații pe genul ăsta de oameni. Mănâncă cu o gură salariul, remunerația de la stat, dacă mai pică ceva prime, bonuri valorice de masă, tichete și mai departe, și mai vine și cuponul de pensie, mai lovește și poștașul cu niște sute sau mii de euro pe lună. E bine, au rezolvat-o guvernanții noștri de a omorât-o, în sensul în care au zis, nu se mai poate, e urât, românii sunt supărați pe gestul ăsta, cumulul pensie, nu mai se poate la stat, nu se mai poate. E, ba da, se poate, dar nu se mai poate pentru fraierii de rând. Semizeii ăia din Olimpul Guvernării, la ei se poate. Așa că marea ordonanță care trebuia să corecteze această anomalie a fost un pic rașchetată pe aici, pe părțile esențiale, vorba lui Caragiale, și a ieșit mizeria de care vreau să vorbim astăzi. Și anume, vor exista niște derogări. Unde ele derogările? Taman la mari îmbuibați. Ai găsiți acolo pe băieții de la BNR, pe băieții de la ASF, ăia care au avut grijă să n-avem decât 4 falimente, da? Doar 4, din fericire, da, poate. E asta spun, că puteam să avem multe falimente în asigurări, dar ei veghează la liniștea noastră și datorită sau din cauza, ca să fac acest paralelism deja la modă, acestui ASF, noi am avut 4 falimente. Ei au voie în continuare să fie și pensionari și salariați la stat. Cine mai e pe acolo? Ancomo, am văzut unde a fost domnul Grindeanu, mare șef acum Salții, da? ASF-ul am zis, BNR-ul, cred că mai erau vreo 2-3 parlamentari, nu mai zic. Deci la ei e voie, fraților. Așa că au amețit-o cu ordonanța de ne-au pus și pe noi la pământ. E dată pentru fraieri. Știți că am fabula aia cu câinii, cu dulăii și cu căței.
Pentru dulăi nu poți să dai aceeași lege ca pentru căței, căței fiind, noi, fiind doar noi ăștia. E bine, vă anunț pe toți, dacă cumva ați uitat, că la anul căței pot mușca de 4 ori. 4 ture. Tururi, ture, cum vreți. Că îmi place și cu tura, știi, luăm așa la ture. Electorale, da? 4 avem. Și căței se pot ridica, așa că mergem mai departe. Încă o propunere de subiect. Eu cu cine votez, dacă votează căței? Știți de ce fac subiectul ăsta? Fiindcă mă trezesc de foarte multe ori pe rețelele de socializare, în locurile în care interacționez cu noastră, cu publicul și pe stradă, la piață. Domnul Bucura, cu cine votăm? Păi, care cumva să zică, nu știu să vă spun. Dar vă ascult pe dumneavoastră. Ia să-mi spuneți voi cu cine votăm. Ama, eu vă spun de la mine, înainte de a intra în subiect, un singur lucru. Orice ar fi, nu stați acasă. Și știți de ce vă spun asta? Fiindcă o puteți înțelege chiar și matematic. Partidele mari, astea pe care le avem de 33 de ani, au activul lor, bloc. Membrii de partid, familiile membrilor de partid, ăia care au beneficii de pe urma partidului și sunt în funcții, ăștia, indiferent ce faceți voi și ce decizii luați voi, ăștia merg în ziua votului disciplinați, încolonați la 8 fix, dacă se poate, sau când s-a deschis la 6, la când se deschid urne, ei merg acolo. De ce? Pentru că trebuie să-și păstreze privilegiile. Stând acasă voi ăștia alalți, nu faceți decât să dați mai multă valoare acelui activ de partid. Dacă ei au, nu știu, vă dau un exemplu, 100 de mii de membri, că sunt partide mari care se laudă cu așa ceva, sau 100 de mii de oameni, bă, aia 100 de mii ai lor vor fi la vot. Voi stând acasă pe canapea, nu veți conta. Și atunci acel număr fizic, 100 de mii, raportat în procente, va fi mult mai important decât dacă voi ieșiți și votați cu oricine. Habar n-am, nu dau sugestii, de-aia vreau să vă ascult pe voi. Dar pe liste să știți că aveți independenți, aveți partide mici, aveți alternative. Nu mai spuneți că n-am cu cine vota când tu ai 30 de poziții pe fiecare buletin de vot. Dar nu, noi rămânem blocați tot timpul la alea, 2-3. Bă, dacă am încercat pe 1, pe 2, pe 3, nu mai am cu cine. Bă, sunt 30, repet. Da. Hai să vedem, dumneavoastră îmi veți spune astăzi cu cine să votez, uite, vă întreb eu pe dumneavoastră, că eu nu știu, dar mai am un an să mă gândesc și ca mulți alții. Sfatul meu încă o dată, nu stați acasă dacă vă pasă, era un slogan. Hai să vedem de ce ne mai pasă nouă, da, subiectul 3, protestele din Franța. Bă, oameni buni, Franța, un stat european care are cam aceleași politici cu ale noastre, zici că ăștia de la noi se uită așa pe modelul copy-paste. Bine, ei se uită pe copy-paste că asta au învățat mult și cu paste-ul ăsta s-au îndeletnicit în România. Au copiat foarte multe lucruri din Franța. Avem, hai să o luăm așa, avem o justiție oarecum copiată pe model francez. Bine, la noi funcționează execrabil. Avem măsuri sociale luate de la francez. Povestea asta cu plafonarea prețului la alimente și așa mai departe e după ce, după Macron, dacă ăla i-a chemat pe retailerii din Franța și a spus, băi, hai să vedem, sunt niște alimente, să le dăm mai jos, să nu știu ce. Avem multe lucruri în comun cu francezii. Dar e bine, uite, francezii care... cât de cât zic eu că sunt mai înstăriți ca românii, au explodat, au luat foc. Sigur, scânteia a fost de la un accident nefericit, un tânăr ucis de polițiști, în regulă, ok. Dar de la povestea aia, uitați-vă unde a escaladat toată situația și uitați-vă cum sunt adevărate lupte de stradă, uitați-vă cum se dau foc la mașini, se distrug magazine. Este ceva halucinant în Franța de câteva zile, halucinant. Sunt orașe sub asediu, Marsilia, Lyonul, incredibil ce puteți vedea acolo. Acum, Doamne ferește să spunem că e bine ce se întâmplă și să încurajăm. Dar întrebarea mea va fi în această seară către dumneavoastră. Oare sunt francezii mult mai nemulțumiți și stau pe un butoi de pulbere mult mai mare decât românii? Că la noi pămuțește. Repet, nu încurajăm spre așa ceva. Doamne ferește să vedem distrugerile de acolo. Dar un pic de protest și un pic de ciufuleală în stradă împotriva ăstora care ne conduc, nu știu, o fi bine, o fi rău? Tot dumneavoastră decideți, da? Pentru că asta e, publicul nostru, stăpânul nostru. Încă o dată, două numere le aveți acolo pe burtieră. PAC 311-0066, 311-8877. Alexandru e pe fir. Și ultima propunere a mea pentru dumneavoastră, taman asta de care am vorbit un pic mai devreme, plafonarea prețului la alimente. Deci, marii noștri guvernanți s-au gândit ei, s-au sucit, au mitocosit așa lucrurile și au zis, bă, hai să le dăm la ăștia ceva mai ieftin, că să nu iasă naibii în stradă.
Așa că au făcut ei o listă și au zis, bă, ce mănâncă românul mai mult? Carne de pui de asta, cu tare, ăsta, zahăr, ulei, ac, pac. Au făcut ei o listă și au zis, bă, la astea de mâine plafon. E bine, plafonul ăsta o să-l dezbatem astăzi în cele 2 ore de emisiune de 2 ori. O să dezbat cu dumneavoastră aici în emisiune. Chiar vreau să știu ce părere aveți despre această măsură și dacă credeți că ea vă va schimba viața în bine. Și o să discutăm și cu experți, analiști economici, oameni bine informați de impactul asupra economiei a acestor lucruri. Fiindcă e simplu să zici, bă, eu sunt Ciolacu, sunt premier, asta vreau, jos prețurile, le țineți așa. Bun, și economia de piață, economia reală funcționează pe alte principii, nu pe cum vrea zeul de la palat. Da? E bine, aici s-ar putea să avem impact în alte zone. Că nu mâncăm doar alea 8-10 alimente, mai avem și alte lucruri. Nevoile umane sunt complexe, elevate, nu se rezumă doar la acele alimente. Și s-ar putea să ne trezim că avem blocat prețul la 8 alimente de la raft, multe chiar de calitate îndoielnică. Și în schimb, dacă mergem un pic mai încolo pe raftul 2 sau la alte categorii, să plătim dublu sau să plătim mult mai mult. Și atunci, cum zice românul, ce dai pe mere, iei pe pere sau invers. E bine, nu știu, o fi bine, o fi rău, abia aștept să văd dacă dumneavoastră, publicul nostru, sunteți de acord cu măsura asta, e bună, e rău și cum o vedeți, vă schimbă viața sau nu? Alex, hai să le mai dăm o dată, să le avem aici pe toate patru frumos așa, uite, eu mă pun pe partea asta că așa îmi place mie. Cumulul pensiei cu salariul la stat, protestele din Franța, eu cu cine votez, plafonarea prețului la alimente. Cum suntem cu telefon? Ia uzi, să pornească Morișca, intrăm în legătură cu dumneavoastră publicul, mergem direct la Daniel Tizumeu la Pitești. Bună seara, Daniel! Bună seara, domnul Bocura! Vă salut! Felicitări pentru emisiune, în primul rând, și punctele care le-ați ridicat dumneavoastră, vi le explic cu cea mai mare plăcere. Mi le explicați, dar mi explicați doar unul, fiindcă așteaptă mult și așa e regula jocului. Luați unul de aici, atrageți ce doriți și de ăla vorbim. Cumulul pensiei cu salariul ăsta. Ăla să fie, primul, vă ascultăm. Vă anunț că am lucrat în armată o perioadă îndelungată și am mulți colegi de-ai mei care au ieșit în armată la o vârstă de 48-50 de ani. Foarte frumos au ieșit din armată, au o pensie de vreo 4-5 mii de lei, 6 mii de lei și bineînțeles că și-au găsit alte locuri de muncă. Și am zis, băi, dar cum e normal ca tu și de la armată și de la și lucrezi? Păi da, bă, dar pot. Păi da, eu iau în considerare faptul că dacă pierd la pensie, înseamnă că nu mai pot să mai fac nicio muncă. Asta înseamnă să fii pensionar. Bun, acum ca să dialogăm așa un pic. Da, dar statul dă acest privilegiu și nu doar statul român, anumitor categorii sociale. Ideea și problema este, zic eu, că ei se întorc tot la stat. Că dacă ar fi mânați de muncă, de nevoia de muncă și ar veni în privat colea la ăștia la, nu cred că ar fi o mare problemă, nu? Dar vreau să-ți mai spun ceva, domnul Bucura. Vă rog. Bine, tu ești la stat, ești la pensie la 48 de ani. Da, cel care este la 18 ani după ce termină un liceu, cel care absolvă o facultate la 22 de ani, dacă tu ai în continuare ocupate posturile, cum cel din urmă mai vine să-ți creeze un viitor? Asta pentru că eu trăiesc în momentul ăla, am 50 de ani și încerc să mai găsesc un loc de muncă. Nu mai pot să mai găsesc un loc de muncă, că am colegii mei care sunt deja angajați în mai multe posturi, am fost și întreb, bă, dar tu ai două venituri, nu lași și pe alții care nu mai au niciun venit să lucreze? Păi da, dar știi că eu am experiență, că piața muncii e așa, dar la stat, ce mai cauți la stat? Am colonei, colegi de-ai mei colonei care sunt, bineînțeles, au terminat serviciul pe la Pitești sau prin zona sau prin țară, s-au dus la București prin ministerie. Așa, final, deci înțeleg că dumneavoastră sunteți pensionar, dar încă nu munciți în altă parte, nu? Nu sunt pensionar. Sunteți activ. Eu sunt am terminat un institut militar și apoi am terminat o facultate de inginer. Am ieșit din sistemul armat de faptul că mi-am dat demisia, că am plecat în altă țară, că așa a fost situația. M-am întors în România, iar eu să-mi găsesc un loc de muncă, acum nu mai pot. Uite că se poate. Felicitări, domnul Daniel, mulțumesc că noi ne vom muta în Ardeal, dar iată că, singurul lucru bun, iată că se pot adapta acești
semispecial sau acești, nu știu, ocupațional, se pot readapta și altfel. Nu e musai să ne întoarcem moți la stat și cu pensie și cu salariu mare amândouă. Merg la Cluj, am zis, da? Bună seara, domnul Victor, da? Da, bună seara, domnul Bucura. Vă salut cu respect și vă las să vă alegeți de aici ce doriți. Da. Eu cu cine votez? Cu cine votați, domnul Victor? Chiar sunt curios. Eu votez cu opoziția, fiindcă am văzut de atâția ani, amar de ani, ce se întâmplă când votez numai cu acești, cum să spun, privilegiați care își fac treburile lor, cu această caracatriță care se întinde peste toată țara. Deci, eu nu înțeleg o treabă. De ce pensionarii, doamna Barcani și alții cu inițiativă nu fac Partidul Social al Pensionarilor, care asigură între 3 milioane și 4 milioane de voturi? Să alieze cu opoziția și ăștia pleacă. De ce nu fac treaba asta? Interesant, da, de ce nu fac partid? Bă, știți cum e, da. multă lume este sătulă, n-ar fai. Mă întreabă și eu primesc asta, ca să dialogăm, să știți. Și eu primesc întrebarea asta. Dom'le, de ce nu te bagi în politică? De ce nu faci tu? Deci nu. Dom'le, sunt oameni care nu se regăsesc cu politica. Poate asta or fi și cu doamna Barcari sau cu cine, nu? Deși, mă rog, nu, aici... Nu, numai doamna Barcari. Văd aici la televizor niște emisiuni, o serie de indivizi mai în vârstă, mai serioși, mai nu știu ce, care tot comentează la televizor ce-s cu pensiile astea. Păi de ce nu acționează? De ce dorm în bocanții statului? De ce nu fac partid? Să acționeze, că sunt oameni de acțiune. Acum așa, de dragul discuției că m-ați provocat, ziceți că votați cu opoziția, dar care mai e opoziția astăzi? Care este? Partidul Social al Pensionarilor, Partidul de Dreapta lui Orban, USR-ul, PMP-ul, este opoziție. AUR nu e opoziție? Și ăștia sau opoziție, nu? Nu, ăștia sunt manipulați, nu, ăștia nu contează. Da, mai există însă o singură observație tot așa înainte de a încheia. Opoziția, de multe ori o vezi opoziție și te trezești cu ea la putere. Vă amintesc că acum un an jumate aveam o opoziție roșie de țipa de nu mai putea. Acum e la buton. Aristocrația roșie o cunoaștem noi. Care este? Că asta este aristocrația roșie prelungită de la Revoluție, cu securiști, cu și așa mai departe. Și nepoții lor acolo în conducere toți. Milițieni, fost milițieni, fost securiști, toți conduc țara. Domnul Victor, dacă mulțumesc că am reținut ideea noastră cu opoziția înainte, dă-i și luptă și luptă și dă-i, tot așa cum zicea marele nostru Caragiale, noi mergem puțin prin București, da? Am fost în Transilvania, venim la domnul Costel în București, nu? Bună seara, domnul Costel! Să trăiesc, domnul Dan! Și dumneavoastră, alegeți din spatele meu, trageți o carte câștigătoare. Cumulul pensiei cu salariul la stat. Ăsta să fie. Cum este? Îl cumulăm? Vă rog, vă auzim. Alex, cred... Domnul Dan, este posibil, adică ca un guvernator al României, care este exact omul haia a societății române, de 80 de ani, o fosilă, care, deci, dacă ăsta se întâmplă să moară... Am o mică rugăminte, știți că și eu sunt... Am o mică rugăminte, știți că și eu sunt de multe ori, mă aprind... Dar haideți să nu fim violenți în limbaj, unul la mână că îmi faceți mie probleme și doi, că nu e corect. Nici, și eu sunt de acord, știu de cine vorbiți, nici nu o să-i dăm numele, dar nu mai așa violenți, că na, oricum nu rezolvăm nimic. Știu, aveți dreptate și da, au făcut o lege pentru căței într-un fel, pentru duloi în alt fel. Continuați, vă rog frumos. Da. Cred că aveți o problemă cu semnalul, da. Mai... Da, domnul Dan, dar este treaba că, deci, domnul premier Marcel Ciolacu a spus că, deci, nu poate să-l înlocuiască. Noi avem atâta tineret care are mai mare potență decât domnul Mugur Isărescu și nu poate să ia locul pentru că e de nelocuit. Da, asta sunt iluminații ăștia și nu numai, ați văzut că nu doar la Banca Națională. Ați văzut că avem și la ASF, avem unde e cașcaval mult? Ca să o spunem așa, asta o putem să o spunem pe direct. Unde e cașcaval mult? Nu se poate aplica legea asta cu cumul. La ăștia mai mici, parcă e mai scot. Păi la un consilier, demnitar, la nu știu. Dar unde e cașcaval mult? Nu se poate. Dar cum numai pentru ei există așa ceva?
Da, acum știți cum e, problema e nu că sunt oamenii activi la anumite vârste onorabile, că și în marile state europene oamenii în vârstă sunt în funcții importante. Dar nu mai mănâncă și cu a doua gură. Asta e, asta ne deranjează pe noi. Dacă domnul de care vorbiți dumneavoastră și toți ceilalți domni ar spune: "Bă, stop, eu nu am nevoie de pensie. Eu sunt un om activ. Țara are nevoie de mine. Da. Mă sacrific pe altarul ei." I-am înțelege. Du-te, bă, și lucrează până la 80 de ani, că uite, ești verde și ai experiență. Da, dar ei, asta e, ei vor să mănânce cu două guri. Mulțumesc mult, de la domnul Costel de la București a fost ales cumul pensiei cu salariu. Mergem acum și Moldova, nu? Că am fost la București, am fost în Ardeal, peste, în Moldova. Unde mergem, Alexandru? La Suceava, nu? Bună seara, bună seara, domnul Dan. Bună seara, bună seara, vă salut. Cumul cu pensie și cu salariu. Tot aici, pe deci ei, gata, nu, văd că nu, e subiectul. Nu se poate, domnule, să ieși la pensie la 42-45 și pe urmă să intri iar tot la stat. E ceva de nedescris, domnule. Deci domnul Ciucă a avut salariul de prim-ministru și salariul pensia lui militară, nu? Și nu e singurul, sunt mulți. Tot biroul electoral lua și de acolo bani. Păi da, dar vedeți că după domnul Ciucă a venit domnul Ciolacu la butoane. Și da, domnul Ciolacu, și când acum, a creionat ordonanța, a zis că e în regulă ce era până acum. Și acum domnul Ciucă e la Senat și așa de la Senat și de pensia. Încă nu, deci are cumul în continuare. Păi acolo pică pe excepție, ce să facem? Ordonanța excepții, are domnule, excepții. Dar nu se mai satură, domnule. N-au un pic de rușine, n-au un pic de demnitate, domnul Dan. Un pic de rușine și demnitate n-au. Eu vă să dau o rușine, dreptate domnule. Integral, dar vă întreb. Ați fost la vot acum 3 ani? Eu n-am fost, că am fost plecat în afară. Aproape că mi-a și pus solda pe care nu am gaj, pariu. Am muncit 24 de ani și trebuie să aștept încă 15 ani până mi-au pensia din Irlanda. Nu ca ăștia care la 42-45 și ies cu pensii de mii de lei, zeci de mii de lei și se angajează iar la stat. Să le fie rușine, băi. Acum, dumneavoastră ziceți că ați fost plecat. Prin afară ați fost înțelegat. Da, muncii, da, da. Până afară, cum îi vedeați pe aia? Nu există așa ceva, domnule, în afară. Nu există. Sunt polițai care muncesc până la 60 de ani. 60, până când ies la pensie. Numai la noi, domnule. Poate la aia e munca ușoară de polițiști și își permit. La noi e stresul mare, nu vedeți ce mult, ce tare muncesc. Domnule, dacă când, de exemplu, după ce îmi pleci 45 de ani, du-i la birou și bagă-i pe aia tineri să alerge după hoț. Nu îi dai afară în pensie și se angajează tot la stat. Păi stai, bă, acasă, băi. Da. Ce cu asta? În ce țară trăim, domnule? Da, înțeleg, ne înțeleg. Mai mirăm, ne mai mirăm că suntem datori vânduți și avem deficit bugetar. Să le fie rușine și la doamna Costiniu și la Zegrean ăla care are toți îmbuibați ăștia. Vin cu scuze de la... Vă place termenul de îmbuibat, da? Îl brevetăm, îl lăsăm nu, așa? Nu, vin cu scuze de 2 lei. Le-a pus cineva pistolul la cap să se facă magistrați și grefieri și toate astea? Și polițai și toți astea, că avem mai mult general decât soldați, domnule. Da. Asta e România, băi. Asta e România. Domnul Alex, mulțumesc mult. Facem așa un scurt respiro. Procedural însă am următoarea rugăminte la dumneavoastră, cei care sunați. O să schimbăm puțin metoda de lucru pentru că efectiv blocați liniile. Asta e realitatea. Nu-s decât două. Facem altfel. O să sunați, vorbiți cu Alexandru, după care vă sună el înapoi și intrați în legătură, pentru că altfel dacă cineva sună și nu vrea să mai închidă, n-ai ce să-i faci, da? Și atunci vă spun cu tot respectul, vă va suna Alexandru înapoi. Rămânem tot în București, înțeleg, Alex, nu? Bună seara, domnul Radu. Respecte. Cu respect. Domnul meu, vreau să ridic problema pensionarilor, sau mai bine zis, hai să zicem, celor care părăsesc sistemul de apărare. Deci tot la cumul ăsta sunteți, vă rog. Da, 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 cumul cu pensii și nu știu ce. Nu cumva cei care au ieșit la 48 de ani sunt în retragere. Sunt scoși în retragere și de-abia de la 50 de ani sunt în rezervă, pardon, și de la 65 de ani în retragere. Ce înseamnă în rezervă? Deci el în momentul în care la 48-50 de ani este rezervă, el trebuie ca în momentul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, reprezintă rezerva de cadre a
oastei României. Deci el trebuie să fie, respectiva persoană trebuie să fie capabilă ca în orice moment, până la 65 de ani, să își rea postul în armată. Corect. Păi și atunci, dacă el se duce și se angajează și se accidentează și nu suferă o infirmitate ca urmare a angajării ulterioare trecerii în rezervă, ce facem? Da, da, el poate suferi acel accident și angajat fiind în continuare la armată. E altceva, nu este în rezervă. Atenție! Vorbim de capacitatea de apărare a țării care este afectată. Da, e corectă, e corectă abordarea dumneavoastră. Până la urmă, țara asta îți dă un privilegiu. Ție să, iei, să te retragi, ca să rămânem așa, deci și să rămâi în rezervă. La 50 de ani. La 50 de primăveri, da. Dar fiind o rezervă de cadre, în caz de Doamne ferește, ai da. Pus, ai închis, pe de altă parte, să știți că constituțional, aici, ca să fim corecți până la capăt, constituțional nu poți să-i îngrădești omului dreptul la muncă. Și atunci, nu, cred că mai la, corect ar fi... Atunci să rămână până la 65 de ani, iertați-mă că vă întrerup, da. Să stea până la 65 de ani, să fie scos la pensie, dar nu le convine. M-ați înțeles? Da, sau deci, în cel mai rău caz să-i dai posibilitatea să muncească, să nu-i îngrădești dreptul ăsta constituțional, dar nu la stat. Dar cine garantează că în perioada 50-65 nu te accidentezi și nu devii infirm și devii inapt militar? Tu când ai ieșit în retragere ai fost apt militar. Între timp devii inapt militar. Cine-i de vină? E adevărat. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, domnul Radu. Eu m-am întors acum de curând. Am închis. Bun. M-am întors de curând, că voiam oricum să vă spun ceva înainte de a lua un alt telefon. M-am întors acum de curând din Italia. Băi, oameni buni, nu știu cum să vă spun. Păi, un popor relaxat, liniștit. Am fost la Milano, un oraș cu minte, cu verde, cu parcuri. Am făcut, mă rog, multe, dar nu-i frumos să lași o doamnă să aștepte, n-am să las nicio doamnă pe linie să vă duc până la capăt povestea mea. Bună seara, doamna Elvira. Bună seara, domnul Dan. De unde sunteți, doamnă? Că n-am apucat să aud, întreb în cască acum, să aud. Ce anume nu v-am auzit. De unde sunteți? Din ce zonă? Din București, din București. Tot București, din București. Bucureștiul e frunce, aici se dă ora exactă, ia dați-mi. Aoleu, vai de noi. Domnul Dan, eu cu cine votez, da? Atunci abia aștept să-mi spuneți. Ia. Vă rog, am fost toată viața la vot, mi-am promis mie că nu mă mai duc. Bine faceți că ați fost, bine ați făcut că ați fost, dar să știți că aici ați început nu prea pe gustul meu, că m-ați băgat în ceață, dar mă rog, vă ascult cu drag. Păi, vă întreb și eu, adică o întrebare retorică, și cu cine votez, că tot e întrebarea, eu cu cine votez, că sincer nu. Sincer nu, dar totul se votă liste, da? De unde să-l cunosc eu pe ăla și pe toți de pe listă? Vă întreb și eu pe dumneavoastră. Păi, doamnă dragă, haideți să fim sinceri până la capăt. Când întrebați cu cine votăm, așa e că aveți acum rapid în minte 4-5 partide? Nu. Aveți nu, 20 sau 30 câte poziții vor fi pe listă? Nu, nu, deci nu se mai poate. Știu că nu e bine, dar mi-am promis că nu. Dar știți că, încă o dată, eu mă repet așa, ca o moară stricată, le-o spun tuturor. Știți că, de fapt, prin această inacțiune la care sunteți dispusă să apelați, faceți jocul și ajutați 2-3 partide mari. Știu și asta. Că ei asta vor zice. Bă, ce bine că stă doamna Elvira acasă și cu domnul X și cu domnul Y, fiindcă noi oricum îi avem pe ai noștri, 100.000 sau cât sunt, cabrazii de la partid, se aliniază ăia la prima oră, au pus ștampila. E adevărat, dar și până acum îmi permite să vă spun, domnul Dan, că a fost la fel, da? Așa este, dar din păcate degeaba ați fost dumneavoastră, că până acum dumneavoastră ați fost, eu am fost la fiecare ciclu, cum am făcut 18 ani, dar vreo 60% din români n-au fost în ultimele cicluri electorale. Sunteți de acord? Deci, oricum, da, corect, am făcut jocul celor care au avut nevoie de absenteism. E adevărat și mă gândesc la chestia asta și zic, de ce să le fac, mă, pe plac altora?
și nu vreau, da, e adevărat. Știți da. Care e partea da. Bună? Mai avem un an, aproape un an de zile, primele alegeri sunt la începutul lui iunie, aproape un an de zile să ne mai gândim, să analizăm, să mai căutăm și alții, dacă nu ne plac unii, sau să-i punem tot pe aia, dacă ne-au plăcut. Mai putem acum, să... Știm toți că nu e ok, dar asta e... Oricum o să ceva se va întâmpla, că știți cum e, treci prin furci ca Udine și Dumnezeu te răsplătește până la urmă, după atâta rău, nu? Doamne ajută! Toată lumea e nemulțumită. Doamne ajută! Se întorc în rău zile. Mulțumesc! Mulțumesc! Să rămână mult, să rămână mult seară bună, nu m-ați lămurit cu cine votez, dar eu sper să vă fi lămurit să vă mai duceți odată la vot. Cu cine vreți dumneavoastră, dar duceți-vă. Ca să vă termin rapid ideea cu Italia și Milano și după aia merg la Brăila, e cineva pe linie, dar fac, nu pot să-mi termin ideea. Mă, oameni buni, în Milano, oraș istoric, mare, european, metropolă și mai departe, se construia pe rupte. E, aici o dăm în altele, iarăși o să sară unii, dar n-are legătură cu subiectele astea, dar vă spun un lucru. Bă, la noi în București am reușit să-l blocăm definitiv, bă, București. Ăsta, 5 sectoare au puzurile blocate, nu mai poți să construiești un coteț. Acum, eu vă întreb, ori fi ăia nebuni că își construiesc sau noi că am construit haotic și acum am blocat totul? Sunt de acord, am construit haotic, dar bă, fraților, chiar să blochezi tot orașul, să nu faci un, nu știu, să avem și noi o linie. Bă, să vină un primar, că o fi Nicușor, că o fi care, și să zică, bă, linia mea e următoarea. Bă, pe margini, în sectorul 5, 6, care vreți voi, se construiesc grienori. Aici am verde, unde e zona în centrală, nu se mai construiește nimic. Bă, dar să fie o linie. Noi n-avem nicio linie. Repet, în Milano, marea capitală a modei, se construia pe rupte, grienori, de nu puteam să număr etajele. Merg înapoi, merg, mă întorc aici la noastră și merg la Brăila, da? Bună seara, domnul David. Bună seara. Domnul David, ce alegeți aici din spatele meu? Ce vă surâde? Păi... eu cu cine votez și plafonarea prețurilor alimente. Vă las un pic din timp și pentru a doua, dar numai unul, așa e regula, că să mă ceartă ceilalți. Luați pe primul și ziceți. Da, deci la a primul, comunul pensiei cu salarii de stat sau cum? Păi nu știu, care eu vreți? Nu, primul dintre dumneavoastră ați ales două, iar eu vă spun să vă limitați la una și să mai spuneți două idei pe a doua. Alegeți dumneavoastră care e una eu. Aia. Eu cu cine votez? Cu cine votați? Sunt chiar curios, spuneți-mi. Nu vreau să mai votez cu niciun partid care a fost la conducere până în prezent, de 33 de ani. Fiindcă toate partidele între ele sunt, cum e o vorbă, sunt înfrați, veri și nepoți. Deci PSD-ul... Deci fără partide. PSD-ul e rudă cu USR-ul și uite așa ne-am învârtit 33 de ani, care noi n-am reușit să facem absolut nimic. Bun. Nimic fundat. Ne-a dus la de râpă de nu mai ne revenim nici peste 100 de ani. Deci vă duceți la voi și alegeți un independent? Un independent. Un partid care, eu aleg un partid care nu a mai fost la conducere. Foarte corect. Sunt atâtea partide, sunt atâția oameni deștepți. Și tineri și mai în vârstă și nu pot să dau nume de... Dar sunt partide care nu a mai fost. Să înțelegi cine n-a mai fost, cine a fost. În afară de PNL, PSD, USR, sunt, eu nu vreau să mai aud așa. În cele 20-30 de poziții ce vor fi pe listă, cu siguranță se vor regăsi minim 10 care n-au mai fost. Asta ca să rămânem așa, să nu zicem punctual pe ăla sau pe ăla. Iar cu asta, o mică, numai puțin, câteva secunde, cu prețurile astea, nu ne avantajează cu nimic pe noi prețurile, trebuie să mai estenesc sau nu. Deci ca să estenească, să înțeleagă românul ceva, cum a fost și în străinătate, că am lucrat atâția ani, când se face o reducere de prețuri, nu mai se scumpește nimic. Sau că spune că se măresc salarii. Nu e adevărat. Când se măresc salarii, măresc cu 5%. Dau un exemplu și scumpesc cu 30%, 40%. Păi, domnul David, dar nu poți să reglezi asta tu ca stat. Prețurile trebuie să rămână fixe. Nu poți deci să regleze asta tu ca stat. Să rămână banul omului în buzunar. Încă o dată, nu poți regla tu ca stat să impui să rămână toate prețurile așa. Pe, asta păi o faci în dictatură, dar nu e economie păi de nu, piață. Nu, dar afară cum este. Spania, Italia. Deci când se fac o mărire de salarii, prețurile nu mai cresc. Dar banul ăla să rămână
în buzunarul omului. Știți că acolo lucrurile le reglează piața. Nu, nu dă stat, nu dă guvernul o directivă și spune noi mâine mărim, dar voi dacă dați, n-aveți voie să măriți voie magazinele. A, că au ei alte mijloace să-i constrângă pe așa, nu la vedere, aici ați de acord. Dar nu poți să impui, să zici fizic, magazinele au interdicție de a mări prețul, că prețul reglează piața, cererea versus oferta. Așa ne învață manualul de economie, n-avem ce face. Ne învață, dar noi nu înțelegem nimic până asta. Că degeaba, nu, din păcate spus, nu înțeleg ăia care sunt la butoane și ar trebui să regleze lucrurile astea, dar... Păi da, nu o să fac așa, că mi-i mărește să zic cu 5% și să scumpești cu 30%. Asta e viața, avem, avem un an să ne gândim dacă au făcut sau nu bine ăștia sau ăia de dinainte și dacă îi mai girăm sau nu îi mai girăm. Mulțumesc mult, domnul David. Dragii mei, abia ne-am încălzit, o scurtă concluzie și vreo 7 telefoane, dacă nu am greșit eu la numărătoare, 4 dintre ele au fost pe cumulul pensiei cu salariu, 3 eu cu cine votez, da? Deci cam asta a fost interesul publicului. Vă aștept după o scurtă, foarte scurtă pauză de publicitate cu intervenții, poate vorbim și de celelalte subiecte, dacă nu, tot de astea nu vă influențeze alegerea, ca de obicei este a dumneavoastră aici la mine în emisiune, când intră publicul, stăpânul nostru. Până atunci, publicitatea pică puțin peste noi, dar revenim în forță. Am revenit, prieteni dragi, a doua parte a dialogului meu cu telespectatorii începe acum până la finalul primei ore, numai cu dumneavoastră telespectatorii stăm, da? Ați văzut încă o dată, avem aici, le pune Alexandru acum în spate, cele 4 teme, astea sunt, la astea vă provoc să discutăm, vă alegeți fiecare. Am însă primul telespectator din Franța, Florin, bună seara, aici cred că vă aleg eu mai cu forța, mai că vreți, mai că nu, trebuie să-mi povestiți puțin cu protestele. Bună seara! Bună seara, vă salut, domnul Dan Bucura, emisiunea extraordinară, felicitări! Vă mulțumesc, și, vă ascult! Prin intermediul televiziunii salut toată diaspora din lume și românii inteligenți de acasă, precum și pentru ceilalți, bineînțeles. Aș dori să răspund la toate, am la toate să vă răspund. Vă cred, dar regula jocului e una, că sunt la rând mulți, dar vreau să vorbim despre Franța. Faceți-mi și mie acest mic hatâr, această... Da, Franța este o țară extraordinară, aici a început democrația. Cred că aici s-a și închis. Deși în ghilimele nu știu dacă s-a cunoscut democrația vreodată. Deci cum pentru e? La Strasburg bănuiesc că nu se simte așa rău. Aseară am stat afară, vă spun sincer, n-am dormit toată noaptea la Strasburg. Aici au fost intense lovituri de stradă între cagulații ăștia tineri și poliția. S-a dat foc, până și șobolanii care scât câinii, vreau să zic, atât de grași sunt, s-au speriat și au fugit, de nu mai exista unul să-l urmăresc că intre sub mașini. Că se mănâncă rozetoarele, mănâncă și cabrurile și tot s-au speriat până rozetoarele de tirurile care s-au tras, bombe lacrimogene, flashball, deși ceilalți din partea a doua s-au avut și Kalashnikov, pistoale, s-au ars mașini, întregi clădirile, au ars pomii, tot ce există. Întrebare, dumneavoastră bănuiesc că nu participați la proteste, sunteți un român pașnic. Stați în casă. Cetățeni care să ne apărăm cât de cât mașinile, să apărăm copiii noștri, să apărăm ce am construit noi aici. Asta vreau să vă întreb, parțial mi-ați răspuns. Vă simțiți amenințat, dumneavoastră, familia, bunurile, lucrurile... Suntem într-o stare de război și asta de mai mulți ani. Și mulți au prezis chestiunile astea, mai ales din partea adversă, care nu vreau să dau nume și cunosc, care sunt la alegerile prezidențiale. Și ce vreau să spun, am mai scris și eu, am contribuit și eu cu așa ceva. Deci de peste 15 ani de zile se pregătește acest război și se cunoaște, doar se discută în G7, în G20 și mai ales la Forumul Mondial Economic, se discută de asta și se duce în așa sens și se face în așa fel măsura și regulile și legile se dau în așa măsură încât să atingă și să provoace acest tineret care nu este integrat. Deci nu este integrat niciun tineret, nu numai că-s maghrebeni și negri imigranți, dar și tineretul francez. Sus, adică dumneavoastră spuneți că guvernanții fac cumva măsuri împotriva lor cu bună știință? Bineînțeles și acest îndoială. Păi de ce ar face asta? Se împușcă singuri în picioare după aia au... Pentru că alegerea... Să dăm exemplu Clotilde Armand
în cartierul 1 al Bucureștiului. Păi ce exemplu să dați? Lăsați-mă, băgați în ceață. Deci Clotilde Armand, ce legătură are? Păi așa sunt alegerile. Cu cine votez eu? Și Rocada, între John și Klaus Iohannis, care vor să vină unul la președinție și celălalt să ia locul la NATO, ca secretar. Păi asta votează? Cine votăm? Noi nu votăm, noi nu avem vot. Aici să vă dau exemplu McKinsey, cabinetul McKinsey american, care l-a ales pe Macron. Care Macron nu a întrunit voturile de 50 plus 1. Asta e clar. A înșelat. Adică și dumneavoastră ușor ne duceți în ideea că votul n-ar conta și că sau nu atât de mult și că alții îl manipulează așa cum manipulează și mulțimea în Franța. Asta s-a construit, așa zis, capitalism și democrația implementată de America. Asta e viața, ne-am vrut noi democrație când am ieșit. Și a ne manipulat. La noi să știți că e liniște, uitați, mă uit aici pe Calea Victoriei, pe geamul de studioului, e liniște, bat și la noi unii bubuie cu ceva, dar nu cu ce bubuie în Franța, mulțumim lui Dumnezeu, bubuie în niște tobe. Se va extinde în Elveția, în Belgia, în Benelux, în Germania. Se va extinde și va fi război civil. Ia uitați asta la noi ce frumos, dacă n-aveți un televizor, nu vezi, dar uitați ce frumos e la noi aici, la noi nu e război civil, lumea este în stradă, da, dansează, cântă, asta înseamnă, zic eu, că românii sunt mulțumiți, românii sunt fericiți, românii nu au motive de supărare, românii dansează. Este propus cu magrebeni și cu alte nații, când se va mai steca, nu va mai ieși un român pe stradă și nu mai va trimite niciun român copilul la școală. Clar. Mulțumesc mult, domnul Florin, și mulțumesc și pentru că v-ați canalizat așa către subiectul Franța. Era păcat dacă v-am prins și erați de acolo să nu vorbim. Dar uite, acum am prins pe cineva din București, că tot am în spate imaginile astea cu dansul și bucuria miticilor sau a celor ieșiți pe Calea Victoriei. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Îmi cer scuze, n-am apucat să aflu numele dumneavoastră, dar înțeleg că sunteți din București. Vasile din București. Bună seara, domnul Vasile. Vă ascultăm cu drag. Ce alegeți din spatele meu de aici? Plafonarea prețului la alimente este o cacealma. Interesant. Cumulul de pensie și salariul la stat ar trebui să se facă, dar după 65 de ani, vârsta la care se iasă la pensie în România, în rest poate să lucreze oriunde, să lucreze numai la stat, fără să lucreze la particular, fără să lucreze la stat. Bun, haideți ca să rămânem la una, că așa e regula jocului și nu vreau să mă certe ceilalți telespectatori. Ați început cu plafonarea asta, explicați-mi și mie de ce e cacealma în viziunea dumneavoastră, ca să pricepem. Pentru că producătorii, retailere fac ce vor ei, nu o să facă ce vrea statul român sau ce vrea Ciolacu. Păi așa e regula, până la urmă, economiei, să facă ce vor ei. Problema este, nu are statul pârghii să-i ducă acolo unde dorește? Nu știu, zic și eu. Ba da, are pârghii, dar greu să le aplice. Pentru că n-au niciun interes. Am înțeles. Da, interesantă teorie. E o cacealma. O să vedem dacă o simțim sau nu și în buzunarele noastre cacealma asta sau în stomac, cum ar vrea unii. Deocamdată avem 7-8 alimente, 9, nici nu știu câte are lista aia acolo. Restul vedem ce se întâmplă cu ele. Mulțumesc mult, domnul Vasile. Sunt pe repede înainte, iertați-mă, dar asta e viața în televiziune. Dar rămân tot în București, domnul Sorin. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună seara. Bă, da, bună ziua, bună seara, mă bucur. Vă ascultăm cu drag, domnul Sorin. Ce alegeți de aici, de pe ofertă? Protestele din Franța. Protestele, interes. Domnul dinainte, român din Franța, are dreptate și să vă spun de ce. Ați fost dumneavoastră până acum și bănuiesc că ați fost în centru vechi. Eu am fost aseară. Știți ce este în centru vechi? Numai pakistanezi, numai negri, pe care îi iubesc și îi respect, n-am nicio treabă. Asta voiam să vă rog, să nu facem cumva, să ieșim din zona asta de politică corect. Așa se va ajunge în România, ușor, ușor. Ați fost în magazine să vedeți că sunt filipinezi, vietnamezi. Eu sunt inginer. Știți că în multe din șantierele din România sunt acești domni veniți cărora li se oferă printr-o politică pe care noi am adoptat-o în interesul ideologiei din vest, să aprobăm, să le dăm
și cazare, lucru pe care un român nu l-a primit niciodată în Italia sau în Franța când au fost plecați de prin 90. Au trebuit să tragă tare pentru un act ca să poată să lucreze legal. Dar noi am suferit tare de tot ca români, ca nație, și acum noi le dăm să mănânce, le dăm un adăpost, indiferent care el, cum el. Și vă mai întreb ceva, ce crezi că se va întâmpla cu toată migrația aceasta din România pe care au ascuns-o? Aceștia sunt cei mai mulți bărbați, sunt zeci de mii de bărbați. Acești bărbați, la un moment dat, trebuie să găsească o femeie. Haideți să vorbim corect. Aceștia vor recurge la violuri, la crime. Cine a făcut greșeala asta? Domnul din Franța are dreptate. Cine a făcut? Politicienii. Politicienii să răspundă, pentru că pe noi n-am fost întrebați. Niciodată. Ni s-a spus că noi nu ajutăm Ucraina cu muniție. Uitați că s-a dovedit că noi ajutăm. Nu trebuie, noi trebuie să fim neutri. Deci ajungem dintr-una în alta. Și ce să vedeți? Au tăiat și cupoanele acelea de subvenție pentru pensionari. Este normal așa ceva? După care au plătit imediat în a doua zi, lumea nu știe, pe magistrați. Le-au dat salariile. După care au ieșit profesorii, le-au dat un salariu, iar acum iau bani din ce să vezi? De la muncitorul din construcții. Îi ia 400 ca să adauge. Unde s-a ajuns? Mulțumesc mult, domnul Sorin. Sincer, cu multe, poate mi-ar și plăcut să vă contrazic, măcar de dragul dezbaterii, dar cam aveți dreptate cu ele. Asta e, românii au suferit cât au avut de muncă prin lumea largă sau au vrut să-și refacă viața în lumea largă. Pentru alții poate fi mai ușor. Astea sunt perspectivele, asta e paradigma în care trăim. Asta a fost prima parte a emisiunii noastre Selectiv cu Dan Bucura de astăzi, prima oră în care am discutat cu dumneavoastră. Vă promit ca de fiecare dată când am așa ocazia la ceva vreme că o repetăm. Din nou vă ascult cu mare drag că îmi place să aud românii mei, românii care vor să-și spună punctul de vedere. Noi însă pe ora a doua o luăm, cum v-am spus, cu transporturile, o luăm cu alimentele, o luăm aplicat așa și dezbatem, că nu-i lăsăm. Mai avem o oră, rămâneți, foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi că revenim în forță, vă promit.